Viața Sfântului Ierarh Iorest, mărturisitorul, Metropolit al Transilvaniei, 1657. Sfântul Ierarh Iorest era fiu de țăran din Transilvania. Iubind din copilărie pe Hristos, a făcut călugăr în obștea mănăstirii Putna, schimbându-și numele din Ilie în Iorest. Apoi, urmând școala duhovnicească din această lavră, a ajuns monah iscusit, bun caligraf și zugraf de icoane era încă foarte râvnitor la slujba bisericii și la păzirea sfintei credințe ortodoxe. Pentru curăția inimii sale, gumenul mănăstirii l-a făcut ieromonah și era cu viosul iorest, ca o făclie aprinsă în opștea părinților, săvârșind cele sfinte cu frică de Dumnezeu și mângâind poporul cu alese învățături creștinești. Vestea despre așezarea lui duhovnicească a ajuns până la domnul Moldovei Vasile Lupu. Deci răposând mitropolitul Ghenadi al Ardealului, în toamna anului 1640, cu voia lui Dumnezeu a fost ales părinte și întâi stătător al Bisericii Transilvaniei, cu viosul Iorest de la Putna. După ce primi hirotonia în de la mitropolitul țării românești, în anul 1641, blândul ierarh Iorest urcă pe scaunul Mitropoliei Ardealului de la Alba Iulia. Timp de trei ani cât a păstorit Biserica lui Hristos, Sfântul Ierarh Iorest s-a ostenit ca un adevărat mărturisitor să apere dreapta credință ortodoxă de învățăturile străine calvinești și de toate viclenele curse ale diavolului. Peste tot rânduia preoți și râvnitori, sfințea și mergea prin sate, mângâind și învățând pe credincioși ca un bun păstor al turmei lui Hristos. În anul 1643, blândul ierarh Iorest a fost aruncat în temniță. Pentru râfna dreptei credințe, pătimind multe necinstiri, bătăi și ocări. Iar Sfântul a răbdat mucenicește fiind gata să-și dea și viața pentru apărarea credinței ortodoxe și mântuirea turmei sale. După nouă luni de zile, păstorul cel adevărat este scos din temniță și obligat să dea o sumă de bani. Ajungând din nou în Moldova, între anii 1656-1657 a fost episcop la Huși păstorind bine biserica lui Hristos și lucrând la mântuirea fiilor săi duhovnicești. Apoi și-a dat sufletul cu pace în brațele marelui arhiereu Iisus Hristos, fiind numărat în ceata spinților mărturisitori, iar Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat în anul 1955 și se face pomenirea lui la 24 aprilie.